Acum, pentru cei mai mulți, acestea nu mai folosesc la nimic. Nu numai pentru că majoritatea sunt țigani total inculți și unguri total neștiutori ai limbii române, ci și pentru că felul de viață pe care ei l-au dus înainte de a ajunge aici și de care absolut nimeni nu s-a preocupat, i-a înrăit atât de mult că disprețuiesc total totul. Singura educația lui Hristos i-ar mai putea ajuta cu ceva, dar cine să le-o facă? Așa, aceștia vor pieri și trupește și sufletește. La cea din tâi înfățișare în sala clubului eram prezenți vreo 40 de deținuți. Capitanul educator care se ocupa de noi voia să ne cunoască pe fiecare în parte, după ce ne văzuse dosarele, voia acum să ne vadă și fețele, ca și comandantul. Stătea la o masă și ne fixa pe rând cu ochii, apoi ne făcea semn să ne ridicăm în picioare și să-i raportăm. Să trăiți, cetățenii, capitan, sunt deținutul cu tare condamnat la atâta pentru fapta următoare. După ce a ascultat vreo 14-15 cu toții tineri și cu pedepse mari pentru crime, tâlhării, spargeri, bătăi și altele asemenea fapte, se fixa asupra mea și îmi zise: „Dumneata bătrâne, pentru ce ai venit aici?” Am spus și eu formula de prezentare și am arătat motivul și condamnarea cum raportasem comandantului. Toți ceilalți se uitau mirați și neîncrezători la mine. Eram nu numai singurul bătrân cu părul alb dintre toți, dar nici nu își puteau închipui niciunii că pentru scrierile de cărți religioase mai poate fi condamnat cineva în țara noastră. Ei nici unii nu mai auziseră de așa ceva. „Legea este lege”, răspunse capitanul, vădit încurcat de situația asta și nici știind cum să iasă altfel din această încurcătură. Oricine o calcă, trebuie să-i suporte pedeapsa. Apoi, reluând șirul întrebărilor pentru alții, trebuie să audă alte nume, alte crime, alte tâlhării, alte spargeri. „Ei, părinte, ce zici de toate acestea?” îmi zise el din nou mie, după ce le auzisem toate astea. „Vezi că are dreptate legea să fie aspră? Auzi ce au săvârșit aceștia?” Mă ridicai îndurerat și îngrozit și răspunsei: „Sunt foarte întristat de tot ce aud, cetățenii, capitan. Într-adevăr, faptele astea, faptele trebuiesc condamnate.” Aș fi vrut să adaug: „Dar oamenii aceștia ar trebui salvați.” Ca și cum mi-ar fi citit gândul, capitanul îmi zise: „Nu numai faptele, ci și făptașii trebuie condamnați, fiindcă fapta nu poate fi separată de făptaș.” Am tăcut. Nu era cazul să mai zic nimic. Acum diferența dintre mine și el nu mai permitea discuție. Dar altădată i-aș fi răspuns: „Da, numai Dumnezeu cel bun și legea Lui cea dreaptă și bună osândește fapta, dar iartă pe făptașul care se pocăiește, pentru că sângele Fiului Său a ispășit pentru făptaș. Legile omenești nu pot ierta și salva pe nimeni, numai legea lui Hristos.” Dar faptul că mi-a spus în fața tuturor: „Părinte”, m-a aruncat dintr-o dată în afara tuturor celorlalți. S-au uitat cu toții și mai mirați la mine și din ceasul acela au început să-mi zică: „Părinte”, crezându-mă că sunt preot, mai ales după vârsta care mă deosebea de toți. Le-am explicat la mulți că nu sunt preot, că există o mare diferență între teologia mea ca scriitor religios și între a unui preot de altar. Dar pentru ei diferența aceasta nu exista, iar eu am rămas să suport numele acesta până la capăt, cu tot binele și cu tot răul care îl însoțea în mintea și în inima fiecăruia dintre ei. Unii mă batjocoreau obraznici, iar alții mă priveau cu respect, ascultând cuvintele mele despre Dumnezeu și mântuire, socotind că este ceva normal ca un preot să vorbească oriunde și oricui despre Dumnezeu și despre mântuire. Îndată după aceea am fost mutat într-o cameră mare în care mai erau alți 40 de deținuți, total străini pentru mine.
Iată încă unul dintre marele necazuri pe care le am de data asta. Nu mai suntem nici doi frați împreună. Pe fiecare dintre noi ne-au aruncat în altă închisoare, să nu fim nici doi la un loc. Dacă am fi împreună, ar fi fost mult mai ușor. Dar nici ușurarea aceasta nu ne-a îngăduit-o legea care ne condamnase. Trebuia să suferim fiecare singur. La nivelul stării noastre sufletești, noi sufeream de 100 de ori mai greu decât ceilalți, chiar în aceleași condiții fiind. Pentru că fiecare suferă potrivit sensibilității sale sufletești. Unuia nu-i pasă dacă îl lovești cu parul, altul suferă de moarte și pentru un cuvânt jignitor. Unii băteau în ușă de 100 de ori să ceară și să reclame. Noi nu ne-am nici apropiat să cerem ceva niciodată. Pentru noi, închisoarea aceasta este de o suferință cumplită și permanentă. Pentru ceilalți este ceva obișnuit la mulți. Bondi Baci, țiganul, spunea, închisoarea este casa mea. Eu am făcut 21 de ani de pușcărie. Primăvara ies, iar toamna fac câte ceva ca să fiu închis pentru iarnă. Aici am mâncare, am pat, am îmbrăcăminte, eu fur de la toți. Vara de la particulari, iarna de la stat. Niciodată nu voi munci și nu vreau o altfel de viață decât asta. Iar așa că el erau aproape toți, doar 10% dacă erau altfel. Când ești mutat într-o cameră nouă, trebuie imediat să te prezinți la șeful de cameră, fiindcă fiecare cameră are un șef dintre deținuți. Acest șef este numit de către cadrele închisorii, de obicei, pe cel mai slugarnic și mai lingușitor dintre toți față de ei și dintre cei mai răi față de ceilalți care sunt cu el. Șeful acesta este omul stăpânirii în cameră. De el trebuie să asculte fiecare și fără știrea lui nu se întâmplă nimic. El repartizează paturile, el numește plantonul, el are grijă să fie ordine și disciplină și curățenie. El raportează pe oricine nu se supune dispozițiilor lui, iar conducerea ia imediat măsuri împotriva celor părâți de el. M-am prezentat deci și eu în fața noului șef de cameră. Șeful acesta este un om foarte brunet, cu o față de piatră, cu niște ochi de oțel și cu o gură de fiară. Cum te cheamă, bătrâne? Mă străpunse el cu ochii și cu cuvintele, ca și cu niște săgeți veninoase. Am simțit dintr-o dată duhoarea amenințătoare a vrășmașului duh, cu care iată iarăși mă întâlnesc și aici. Diavolul are nu numai o înfățișare sau cuvinte, ci are și un miros grozav și greu. La mine, zise el poruncitor, trebuie să te prezinți regulamentar. Sunt deținutul Dor Straian de 68 de ani, condamnat la 2 ani închisoare pentru scriere și difuzare de cărți religioase, răspunsei eu, ca și comandantului, ca și educatorului, ca și majorului de la secție. Hotărât fiind să-mi duc umilirea până la capăt și convins fiind că am în fața mea pe un vrăjmaș și răufăcător de la care mă pot aștepta la orice, dar și voind să sufăr totul fără să provoc pe nimeni cu nimic. Ești popă ori ești jehovist? Sunt creștin. Vom vedea noi asta. Unde ai făcut serviciu? În cadrul Episcopiei Ortodoxe din Oradea. Aha, adică ești popă, bandit de popă, care înșeli lumea cu povești despre Dumnezeu, furând bănuțul săracilor ca tu să bei și să mănânci ca un trântor. Lasă că am să te învăț eu regulamentul popiei. Aici ți s-a înfundat cu Dumnezeul tău. Acum eu ți-s popă și Dumnezeu să știi, eu sunt țigan, măi popo, dar sunt un țigan deștept, nu prost, mă. Știi proverbul că vai de țara unde ajunge țiganul împărat? În camera asta eu sunt împăratul și am să te învăț eu și pe tine, ca și pe ceilalți, cum se face închisoarea după regulament. Vai de cine mișcă în front când strig eu drepți, ai înțeles? Acum te vei duce colo, la patul cel din fund, că văd că ești bolnav, ori nu mai te prefaci, vom vedea noi și asta.
îți pui Sarsanaua acolo, Sarsanaua se cheamă în limbaj țigănesc bagajul, traista de ținutului. Apoi vii iarăși aici, în fața mea, ca să facem cunoștință mai îndeaproape, în fața tuturor. Ai înțeles? Vorbea șuierător, trufaș, sadic și crud, ca să vadă și ceilalți cu toții nivelul lui politic și felul cum știe el să-și bată joc de pop și de Dumnezeu. Ia mai stai, mă, nu pleca încă. Știi să cânti popo? Trebuie să știi, toți popii trebuie să știe cânta. Și dacă știi să cânti, trebuie să știi și să joci. Să joci. Toți popii joacă. La noi popii, când se îmbătau pe la nunți, jucau, mă, mai grozav și decât noi țiganii. Aici vei cânta tu popește și vom juca noi țigănește. Ori dacă nu vrei, vom cânta noi țigănește și vei juca tu popește. Și râdea larg și răutăcios, însoțit de cei trei care se țineau slugarnici în preajma lui, complici cu el și nerușinați spre mine. M-am simțit deodată cum aș fi ajuns în fața diavolului și între ai lui. Dar aveam în mine uriașă putere de a suferi orice rău. Primeam liniștit lupta cu el și îmi făcea plăcere să mă umilească oricât îi va fi îngăduit. M-am întors liniștit și tăcut din fața lui și m-am dus să-mi pun traista în patul pe care mi-l arătase. Toți cei din cameră stăteau nemișcați și tăceau înmărmuriți cum eu eram bătaia lui de joc. Nu înțelegeam de ce se poartă el chiar așa urât cu mine. Nu înțelegeau nici ei. Eram totuși un om bătrân și nu mă cunoștea ca pe un făcător de rele. Dar niciunul nu a avut curaj să mă apere în primul moment. Toți se temeau de șef și nu le convenea nici unuia să și-l scoale în cap de dragul meu. Poate că în sufletul lor se distrau puțin și ei pe socoteala mea. Era ceva nou pentru toți. Șeful mă chemă iarăși la patul lui din mijlocul camerei, de unde îi supraveghea pe toți. Acum stătea ca un tiran pe tron și se pregătea cu toată nerușinarea să-și bată joc de mine și mai sadic. Cred că făcuse și afară cele mai mari ticăloșii, avea toate însușirile pentru asta. Am mers în fața lui pregătit să îndur orice. Voiam să văd până unde va merge diavolul în înjosirea mea, dar voiam și să fac unele experiențe în privința asta pe care încă nu le făcusem. Stătea cu mâinile pe genunchi și mă aștepta. Când am ajuns în fața lui, își dezgoli amândouă mâinile suflicându-și mânecile până la umeri. Apoi făcu palmele pumni și le îndoi spre piept. Credeam că va începe să mă lovească. Eram pregătit și pentru asta, dar nu lovi, ci îmi zise: vezi tu, popă, mâinile astea? Uită-te bine la ele. Câte cicatrice și vânătăi am. Pe mâinile astea au fost o bezmă, nituite cu ciocanul pe nicovală. 9 luni am stat odată așa. Abar n-ai tu câte biserici am spart eu, câte potire și cruci și cădelnițe de aur am furat, câte evanghelii aurite, câte icoane făcătoare de minuni, câte lucruri și picturi scumpe și sfinte am dus, fără să mă prindă nimeni. În câte familii de popi m-am amestecat și câte legături ascunse am avut eu. Vezi tu mâinile astea, habar n-ai tu câte isprăve am făcut cu ele, că n-am avut nici frică, nici respect prostesc față de nimic. Cine s-a pus contra cu mine, ori m-a supărat cu ceva, gata a fost cu el. Ehe, la câți bărbați le-am răsucit eu gâtul și la câte femei le-am sucit capul. Când m-am supărat pe cea cu care trăiam, am împuns-o peste tot corpul cu 117 lovituri de cuțit. Am numărat 1, 2, 3 și așa până la atâtea cât nu mai aveau loc. Apoi am băgat-o în vana de baie și i-am pus în apă sare și oțet să se învețe minte. Dar să vezi de acum dacă aș mai ieși afară, atunci s-au auzit despre Raismiveș, Aurel din Inand.
Mi se încrâncenase pielea pe spinare de scârbă și mă înfioram de cele ce auzeam. Se lăuda oare acest nenorocit acum în fața și în ochii tuturor, cum aveau toți hoții de obicei, ori chiar așa și era. Se putea crede în stare de orice. N-am mai putut asculta. Orice clipă de stare a mea în fața lui i-ar fi dat prilejul să-și mai revese și alte mărșăvii din gură. I-am întors spatele și am pornit spre patul meu, urmat de râsul lui. Ce-i, popă, te-ai îngrozit? Hă-hă, încă stai să vezi și să mai auzi și altele? Vin înapoi să mai stăm de vorbă. Și despre ce n-ai mai auzit tu niciodată? Într-adevăr, așa ceva nici nu mai auzisem. Dar nu i-am mai răspuns nimic. Înspăimântat de starea lui de îndrăcire, mă așezasem în picioare cu fața la peretele dintre paturile din fundul camerii și stăteam îndurerat așa înaintea lui Dumnezeu. Doamne, în ce iad, în ce iad m-ai aruncat și în ce stare pot fi aceste suflete pierdute? Mă așteptam să vină după mine să mă smucească de acolo, să mă trântească pe jos și să mă tărească, să mă lovească, să-mi facă orice din starea în care era putea, dar nu-mi păsa de nimic. Îl mai văzusem între timp, pălmuindu-l și pe un altul înaintea mea, într-un fleac. Dar n-a mai venit. Cineva din alt colț se ridicase spunând ceva în apărarea mea. Apoi încă unul. Și lucrurile s-au oprit aici, fiindcă pe sală au început să sune clopoțelul vestind pregătirea pentru apelul de seară. Am fost lăsat în pace seara asta, ca și cum aș fi fost uitat. Dar încă câteva zile, până când el a fost mutat pe neașteptate în altă cameră, am mai avut multe de suferit din cauza lui. Deși cabinetul medical îmi aprobase să stau pe pat, el nu-mi permitea și mă obliga cu tot felul de vorbe rele și ocări murdare să stau toată ziua pe banca de scândură din mijlocul camerei. De la deșteptare până la stingere, 17 ore, mai ales duminica, făcea cel mai rău. Dar când totul ajunsese cel mai greu de suportat, Dumnezeu m-a izbăvit de el. Pe neașteptate a fost scos și mutat nu știu unde și astfel am scăpat pentru totdeauna de omul acesta. Încă o dată, ce bine este să-ți încredințezi soarta în mâinile Domnului, pregătit fiind pentru orice suferință, cu răbdare. Orice moment greu treci, totul este dat de sus ca să-ți folosească până la urmă numai spre bine. Iar când lucrarea pentru care ți-a fost dat sau ți-a fost îngăduit răul acesta, când lucrarea aceasta se împlinește, momentul încercării trece, vrăjmașul pleacă, starea se schimbă. Domnul însuși veghează ca nimic să nu dureze nici o clipă mai mult și să nu fie nici cu un strop mai greu decât a hotărât El mai înainte de a veni și decât este puterea care ți s-a dat ca să o poți suferi. În lucrarea cea tainică și sfântă a lui Dumnezeu, noi nu suntem singuratici, ci uniți cu alții ca niște mădulare în trup, după cum este scris, sunteți mădulare unii altora. Și după cum în trup există un echilibru fără de care nu ar fi cu putință viața, tot așa în tainicul trup al lui Hristos, care este biserica lui cea vie, este nevoie să fie și aici și să se păstreze mereu un astfel de echilibru. Dacă unele mădulare sunt mai slabe, altele trebuie să fie mai tari. Dacă unele sunt mai bolnave, trebuie ca altele să fie mai sănătoase. Dacă unele sunt mai ușurate, trebuie ca altele să fie mai împovărate. Când un umăr nu vrea să poarte nicio povară, trebuie ca celălalt umăr să poarte două. Dacă unii păcătuiesc, trebuie alții să îi spășească. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, cine cade și eu să nu ard. De ce să arzi tu, Sfinte Pavele, și să nu ardă acela care cade? Pentru că lui nu-i pasă, el nu simte. Dar Duhul Sfânt care veghează asupra întregului trup al lui Hristos trebuie să restabilească echilibrul stricat prin căderea cuiva. Spre a nu se prăbuși totul, astfel se pune o suferință pe altul, ca să păstreze această echilibrare. Mai zice Sfântul Apostol Pavel,
și în trupul meu împlinesc, prin suferința mea, ceea ce mai lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Dacă n-ar fi așa, organismul bolnav rămas fără anticorpii care se lupte cu microbul ar fi cuprins total de moarte și de putrefacția păcatului. Când nu mai este un Avram care să mijlocească în rugăciune și un Lot care să sufere în neprihănire, atunci Sodoma arde și Gomora piere. Când nu mai este nimeni care să se roage și să sufere pentru iertarea celorlalți, atunci pierzarea se prăbușește peste toți. De aceea trebuie să fie suferință în unii, pentru că sunt păcate în alții. Când pe o parte a cântarului se pune o greutate, trebuie neapărat ca pe cealaltă parte să se pună contrarul ei care s-o ridice. De aceea când unii prea râd, trebuie ca alții să prea plângă. Când unii se îmbuibă, trebuie ca alții să postească. Dacă unii nu se roagă nici ziua, trebuie ca alții să se roage și noaptea. Când unii nu fac nimic pentru Domnul, alții trebuie să facă totul. Când unii nu se înfrânează de la nimic, trebuie ca alții să se înfrâneze de la toate. Aceasta este învățătura, acesta este învățământul pe care l-am tras și îl trag mereu din aceste vremuri de lipsă, de cumplită suferință. O, dacă fiecare mădular din biserica Domnului și-ar face datoria lui, cu cât le-ar fi mai ușor acelora care trebuie să facă și partea altora, purtând prea greu și plângând prea mult. Și până când va fi, și până când va mai fi o speranță pentru toți, acesta va fi felul de lucru al Harului lui Dumnezeu în trupul lui Hristos, care este biserica. Doar atunci când Harul va renunța la organismul decăzut, atunci cei nevinovați vor fi luați spre a nu mai suferi pentru cei nepăsători și cei neprihăniți vor fi luați ca să nu se mai chinuiască pentru cei lepădați. Cred că ceasul acela va fi ultimul din viața lumii și din a bisericii. După aceasta nu va mai fi nicio nădejde de mântuire pentru nimeni, ca pentru Sodoma după plecarea lui Lot, ca pentru fecioarele nebune după luarea celor înțelepți. O, la ce fenomen înfricoșător asistăm noi astăzi, văzând împuținarea celor neprihăniți din adunările și din bisericile creștine și înmulțirea păcatului în acestea. Cum să nu te temi gândindu-te că în curând acești puțini care se tot jertfesc pentru ceilalți, care tot păcătuiesc, acești puțini vor fi luați dintr-o dată, iar trupul infectat, prea adânc de păcat, să fie lăsat apoi total pradă morții și pierzării. Cum să nu te temi de clipa când Dumnezeul cel drept nu îi va mai lăsa pe cei drepți să mai sufere pentru cei nedrepți, nici pe cei nevinovați pentru cei ticăloși. Are și bunătatea o măsură și are și neascultarea de Dumnezeu o limită. Când aceste măsuri și limite vor fi atinse, atunci cântarul se va prăbuși, harul se va lua, sfârșitul se va produce. Poate să nu se ia atunci Biblia. Dacă a fost luată înțelegerea ei curată, nimeni nu va mai afla în Biblie unitatea, ci numai dezbinarea. Nimeni nu va mai afla pacea, ci numai certurile. Dacă harul va fi luat, poate fi lăsată Biblia. Nu va mai afla nimeni mântuirea, ci numai osânda. Poate să nu se ia adunarea sau biserica, dar dacă s-a luat viața Duhului, viața Duhului din ea, vor rămâne cojile fără miez, formele fără viață, candelele fără lumină, omenirea fără Hristos, ca să bâșbâie apoi veșnic după harul pe care l-au bajocorit când l-au avut. Apoi au să se roage de munți să cadă peste ei, ori de morminte să li se deschidă ca să înghită, ori de moarte ca să poată muri și nu vor putea, pentru că atunci când se puteau ruga lui Dumnezeu să fie ascultați, n-au vrut să se roage, n-au vrut să asculte. După câteva săptămâni am fost strânși din toată secția de pe etajul nostru, toți bătrânii și inapții, și băgați într-o singură cameră.
eram vreo 25 de oameni, la 18 paturi suprapuse pe 3 rânduri și înghesuite că abia aveai loc să te strecori printre ele. În mijloc era o masă îngustă și o scândură, ca bancă de șezut, pe care abia puteau sta înghesuiți vreo 5 sau 6 șezând. Era o înghesuială de aproape 2 oameni pe 1 metru pătrat. Adevăratul calvar pentru mine abia de acum începea. Eram înghesuit în această îngrozitoare cușcă cu cei mai nenorociți oameni. Unii erau epileptici, alții nebuni, alții schilozi, unii ucigași, alții spărgători, alții tâlhari dintre cei mai periculoși, aproape toți țigani și unguri. Doar 3 sau 4 erau români și vinovați de păcate mai mici. Țiganii cred că sunt neamul cel mai nenorocit dintre toate neamurile pământului. Trăind ca niște sălbateci între celelalte neamuri, ei nu se pot integra nicăieri, nimeni nu se ocupă organizat de ei și astfel sunt lăsați să trăiască pe spinarea tuturor, fără o muncă cinstită pentru care nu au nici educația și nici plăcerea. Trăiesc dezordonat, numai din înșelăciuni și furturi, înmulțindu-se fără niciun control, fără nicio morală, fără nicio educație și fiind în stare de orice fără de lege, țiganii au și început să devină o problemă națională și pentru țara noastră prin crimele, tâlhăriile și răutățile pe care le fac și care se vor înmulți tot mai tare din an în an, proporțional cu creșterea numărului lor. Iată, problema lor va fi cu atât mai greu de rezolvat, cu cât întârzie mai mult cine ar trebui să se ocupe cu tot simțul de răspundere față de această problemă. Din primul moment al ajungerii în această cameră au început certurile, înjurăturile și încăierările, întâi pentru șefia camerei, apoi pentru paturi, pentru mâncare, pentru țigări, pentru orice. Loviturile, înjurăturile, țipetele, atacurile cu pumni, cu bocancii, cu călcâiele, cu capul, mușcăturile cu dinții, sfâșierea cu ghearele, amenințările cu moartea, se învălmășau cu o cruzime și o sălbătăcie de fiare turbate. Și se țineau lanți, zbucnind când aici, când colo în cameră. Paznicul de pe sală nu auzea sau se făcea că nu aude, fiindcă știa că și așa tot nu poate rezolva nimic. Condițiile erau de așa natură, iar schimbarea lor nu depindea de el, apoi cui îi mai păsa că aceste făpturi, fără nicio valoare pentru țară și pentru nimeni, se băteau între ei și se mâncau ca fiarele. Nu-i nicio pagubă că moare unul, că mor 10 sau că mor toți. Cu atât mai bine, scapă lumea de ei. Nu-i nicio pagubă de niciunul. Prin urmare, lasă-i să se bată, să se omoare dacă nu le pasă lor de viața lor și nu se înțeleg ei ca să trăiască în pace. Eu stăteam îngrozit într-un colț, sub geam, făcându-mă cât mai mic și înghesuindu-mă în perete ca să nu o mai calce în picioare și să nu se prăbușească 4-5 încăierați grămadă peste mine. Am pățit-o și asta de câteva ori. Tremuram din tot corpul sfârșit de foame, că de multe ori îmi luau și mâncarea mea din mână. Tremuram de boala care mi se agrava din lipsa medicamentelor. Tremuram de frig, din lipsa de haine. Tremuram de durere și de scârbă pentru tot ceea ce vedeam și auzeam neîntrerupt. Acum aveam și mai deplin simțământul că am ajuns aievea în iad. Vedeam pe Satana nu numai în duh, ci real, fizic, întrupat în făpturile acestea, pe fețele lor, în expresiile lor, era ceva fioros și îngrozitor. Ce constatare teribilă și ce adevăr cumplit aflam acum. Niciodată în cei 17 ani de închisoare de până acum nu mai văzusem și nu mai ajunsesem în așa ceva. Nici nu-mi putusem închipui că există undeva pe lume niște ființe omenești decăzute până în halul acesta, și nici niște condiții de viață ca acestea de aici. Acești bieți oameni bolnavi și nebuni, care sunt acum înghesuiți cu toții în bârlogul acesta, fuseseră înainte fiecare în altă cameră,
acolo printre alții mai sănătoși trupește, se pierdeau, nu erau așa de periculoși, fiindcă ceilalți îi suportau, îi înțelegeau și chiar îi înfricau. Dar aici, strânși la un loc, niciunul nu putea suporta nimic. Nu putea înțelege pe nimeni, nu putea răbda de la nimeni nimica. Din orice fleac îi vezi într-o clipă sărind ca fiarele unii asupra altora, strângându-se de gât sau călcându-se în picioare. Pe cât de adevărat este că sufletele care se unesc cu Hristos prin curăție, înaintează și cresc frumos din bine în mai bine, până când undeva ajung părtași firii dumnezeiești, tot așa și pe atâta este de adevărat și că oricine se unește prin păcat cu diavolul, cade mereu din jos în mai jos, până când ajunge părtași firii diavolești. Fie în bine deci, fie în rău, nu există o stare pe loc. Pe cel bun, faptele lui bune de ieri îl fac să fie și mai bun astăzi, iar pe cel rău, păcatele lui de astăzi îl vor face să fie și mai rău mâine. Astfel, omul credincios unit cu Dumnezeu ajunge să aibă chipul lui Hristos chiar și pe înfățișarea sa trupească, iar omul păcatului ajunge să aibă chiar și fizic pe făptura lui trupească chipul fiohidos și fioros al diavolului. Te înspăimânți privind aici, unde sunt adunați la un loc toți acești oameni vinovați de cele mai mari păcate, ce ochi sticloși au, ce fețe crispate, ce mâini hrăpărețe, ce cuvinte răgnite, ce rânjete sălbatice. După ce crizele dezlănțuite în boală sau în bătăi li se domolesc, îi vezi retrăgându-se, gâfâind și așezându-se pe pândă, gata ca fiarele îndată să sară din nou unul asupra celuilalt. Priveam cu spaimă la ușa dublă de fier, zăvorâtă pe din afară, apoi la geamul mic și zăbrelit. Între acestea, cei patru pereți grei și groși dintre tavanul negru de deasupra și cimentul negru de desubt, toate acestea mi se păreau că se strângeau din ce în ce tot mai mult și se îngustau peste mine, strivindu-mă până la sufocare în întreaga mea ființă. Lipsa totală de aer, zgomotul infernal pe care îl făceau strigătele lor necontenite, mai ales ungurește și țigănește pe care nu le înțelegeam, otrava fumului de tutun murdar, tensiunea mulțimii agitate, amenințarea continuă a primejdiei din partea oricui, îmi deveniseră trupește de nemai suportat. Un val cald mi se urca tot mai des din stomac spre creier. Sudor reci îmi inundau fruntea. Obeție învârtea dintr-o dată toată casa cu mine și totul se prăbușa într-o amețeală ca într-o noapte veșnică. În ultimul timp mi se părea că așa voi muri. Capul învuia continuu și în urechi îmi creștea din ce în ce mai puternic un țiuit metalic ca 100 de sirene de fabrică, strivindu-mi creierul, nervii, sufletul. Chiar și după ora 10 seara, când înceta în afară zgomotul groaznic al zilei, acest zgomot în continua prelungindu-se în creier. Îmi strângeam capul în mâini, îmi înfundam cât puteam urechile cu vată, îmi apăsam degetele în ochi și în tâmple, încercam să mă retrag în mine interiorizându-mă ca altă dată pentru a mă sustrage acestui mediu nimicitor, dar în zadar. Simțeam că încă puțin și ceva trebuie să pleznească, creierul, nervii, inima, ori toate deodată. Sufletul îmi era tare, dar trupul nu mai putea. Într-o zi s-a anunțat la ușă că se ține raportul comandantului și oricine are ceva de raportat să se înscrie. M-am înscris și eu. O făceam pentru prima dată în toți anii închisorilor mele. Din totdeauna am căutat, chiar și afară, dar cu atât mai mult aici înăuntru, să nu cer nimic nimănui, să mă mulțumesc totdeauna cu ceea ce am și să mă învăț a răbda când nu am al meu, până ce îmi voi avea.
să renunț la tot ce nu am dreptul, ori n-am puterea să mi-l procur singur, să primesc numai ceea ce mi se dă în mod normal, să nu primesc să-mi facă altul nimeni ceea ce îmi pot face eu singur și să cer cât mai puțin oricui. Pentru a fi cruțat de rușinea refuzului, orăjignirii, aceasta cu atât mai mult aici, unde nimeni nu-i pus să-ți ajute, nici să-ți dea, nici ce ai dreptul, dar fiecare caută să-ți ia cât mai mult, nu ca să ți se cruțe viața, ci ca să ți se chinuiască sau să se piardă mai repede. Acum însă totul ajunsese la capătul puterii de rezistență. Simțind că nu voi mai putea să o mai duc așa nici câteva zile, mi-am zis, hai totuși să încerc pentru a nu păcătui cumva nici împotriva mea însumi. Am întrebat în inima mea pe Domnul, iar din partea lui mi s-a părut că primesc un răspuns mustrător. Încearcă dacă vrei. Roagă-te omului dacă nu te rogi mai mult lui Dumnezeu. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai primit până acum de la Dumnezeu, caută acum să primești de la oameni ceva mai ușor. Doream neapărat să ies din camera asta și dintre oamenii aceștia unde ziceam că nu mai pot trăi, sperând că în altă cameră și cu alți oameni îmi va fi mai ușor să supraviețuiesc. Știam că mai sunt multe alte camere, mai mici și mai liniștite, și doream să cer să fiu mutat în una dintre aceste camere, cum am cerut la început. Nu știam că Domnul hotărâse să stau acolo unde eram până la sfârșit. În ziua raportului am ajuns ultimul în fața mesei, dincolo de care stăteau alături tânărul capitan ajutorul comandantului și grefierul civil al penitenciarului. Amândoi m-au privit cu trufie și cu dispreț. Am rostit din poziția de drept umilitoarea formulă de prezentare. Apoi le-am înfățișat în modul cel mai respectuos și mai supus neînsemnata mea rugăminte de mutare în altă cameră mai liniștită, mai cu mult aer, mai cu puțin fum și mai suportabilă pentru boala și bătrânețea mea. Dumneata, ai mai fost închis mulți ani în trecut, zise capitanul. Da, înainte de 1964. Acum vei executa doar 6 luni din cei 2 ani, da? Așa știu că scrie regulamentul. Dânsul este un caz special, zise grefierul, aplicându-se spre urechea capitanului și arătându-i ceva scris. A, da, zise capitanul, primind scrisul grefierului și apoi din nou privind spre mine nervos. Ți-am notat cererea. Când vom avea o cameră pentru dumneata, te vom muta acolo. Până atunci stai unde ești. Poți să pleci. Asta se întâmpla la începutul lunii noiembrie. În ianuarie eram tot acolo. De acolo m-am și eliberat. Câtă dreptate avea cel ce mă îndemna să nu cer nimic la oameni. Poate că a fost totuși un bine că le-am cerut ceva, pentru ca să mă încredințez încă o dată de dreptatea acelui adevăr căruia mă hotărâsem de mult să-i fiu credincios. Și apoi, pentru că atunci când ne vom mai revedea încă o dată în fața lui Hristos, judecătorul cel drept al tuturor, să n-aibă nicio dezvinovățire spunând că n-au știut de condițiile în care eram. Doar atâta am cerut oamenilor în suferința nedreaptă pe care mi-o provocaseră. Și nici atâta nu mi-au dat. Mi-au adus atunci aminte de strigătul de pe cruce al Mântuitorului meu, Misete, și el le cerea atunci doar ceea ce nu-i costa nimic, un strop de apă. Dar nici atâta nu i-au dat nici lui. Se vede că drumul nu este același. În noaptea de 23 noiembrie, în unele dintre cele mai grele încercări, Domnul m-a înștiințat printr-o scurtă vedenie că înainte de 11 ianuarie voi fi acasă. M-am îngăiat și întărit nespus de mult cu această înștiințare tainică, dar îmi închipuiam că această casă îmi va fi cea de sus, nu cea de jos, și mă pregăteam cu liniște și cu lacrimi pentru aceasta. Zi și noapte mă frământam cum să-mi împlinesc cât mai bine în acest timp scurt datoria pe care mi-o simțeam de trimis al Domnului în mijlocul acestor nenorociți.
Făceam tot ce omenește mi era cu putință, dar cu groază constatam că sufletele vinovate de păcate grele și mari sunt căzute atât de adânc în stăpânirea diavolului, încât nu numai că nu simt niciun fel de mustrare de conștiință pentru păcatele lor și nicio dorință după iertarea și mântuirea lui Dumnezeu, dar simt chiar o ură violentă și nebunească față de Dumnezeu. Izbucneau în blesteme și ocări fioroase îndată ce te apropiai cu aceste îndemnuri față de vreunul dintre ei. Nu puteau nici înțelege și nici suferi să le pomenești despre Hristos. Înjurau atât de urât la orice cuvânt numele cel sfânt al lui Dumnezeu, atât ungurește cât și românește ori țigănește, încât nici nu îndrăzneai să te mai apropii de ei cu el. O, cât de îngrozitoare este lucrarea păcatului în om! În suferință, starea celui vinovat devine și mai rea, după cum în suferință, starea celui nevinovat devine și mai bună. Într-o sâmbătă din același noiembrie, bătrânul meu tovarăș de pat, cam de aceeași vârstă cu mine, a murit. Ce ușor se moare aici, unde se trăiește atât de greu. Dimineața și-a mâncat și el ciricul lui de pâine neagră și uscată, cam 100 de grame cât era porția noastră zilnică, îi se zicea ciric. Apoi a fost cu noi la baie, sâmbătă dimineața făceam totdeauna baie de dușuri. Apoi, mai târziu, a fost cu noi la cele 10 minute de plimbare, dar la urcarea pe scări s-a făcut rău, iar în cameră a fost așezat pe pat. A spus doar odată că îl doare tare capul, iar după aceea nu l-a mai durut nimic. După vreo două ceasuri era scos pe targă și dus la spital mort pentru a-i se face actul de deces la spital și nu la închisoare. Chinurile și lipsurile de aici îți stor clipă de clipă toată puterea și viața din fiecare celulă a ființei, în așa fel încât moartea vine atât de normal ca stingerea unui fitil când oleiul i s-a terminat. Ce ușoară este moartea celui cu viață grea! Și ce grea va trebui să fie moartea acelor cu viață ușoară. Foamea este totuși cel mai greu de suportat aici, unde mâncarea nu-i ajunge nimănui niciodată. Hrana este puțină, slabă și totdeauna aceeași. E cu neputință ca un om să poată trăi câțiva ani doar cu rația care îi se dă regulamentar. Pentru cei care muncesc, se mai acordă dreptul la pachete cu alimente de acasă și chiar hrana este mai îmbunătățită. Dar pentru cei care stau pe camere, hrana este extraordinar de puțină și de slabă. Pentru cei care muncesc, se mai acordă pachete cu alimente de acasă, dacă bineînțeles are cine să le trimită, câte 5 kg alimente la o lună sau la două luni, depinde de mărimea condamnării. Celor care nu muncesc, aceste drepturi le sunt mai rare, chiar și la 3 și la 4 luni. Dar chiar și acordate lunar aceste 5 kg de alimente sunt, cum s-ar zice, un strop de sare într-o apă mare. Un om înfometat își mănâncă acest pachet sau îi se fură într-o zi sau două. Apoi iarăși se fomește crunt. Cei mai mulți dintre cei de aici nu au pe nimeni să le trimită de acasă, niciun pachet, niciodată. De aceea este bătaie la ușă aproape totdeauna când se dă vreun supliment de arpacaș ori de mămăligă, fiecare înghesuindu-se ca să ia el, fiindcă niciodată nu se ajungea ca să ia toți. Este o priviliște sfâșietoare să-i vezi totdeauna pe acești nefericiți îndopitociți de foame, cum după ce își înfulecau hămesiți porția lor, se așează câte 3-4 în fața ta, privind lacom în castronul tău, în care încă mai este ceva pe fund, urmărindu-ți lingura ta din castron până în gură, înghițind în sec și salivând să le-o dai lor. Ce mai poți să faci? Și așa nu mai pot să înghit. Le-o dau lor, la unul, la doi, la trei, cât se ajunge, câte 2-3 linguri fiecăruia. Astfel zilnic îmi înjumătățesc porția de zeamă și de mămăligă, cum îmi împărțesc cu ei de fiecare dată cele 5 kg de alimente pe care le mai primesc cândva.
Când vin cu pachetul în cameră, mă așteaptă 20 de guri înfometate și 20 de perechi de ochi lacomi. Ce fericit sunt când am ce să le împart, măcar cât de puțin fiecăruia. Am înțeles astfel și mai bine adevărul că singurul mijloc prin care îmi pot dovedi în fața lor credința mea este acesta. Nu pot să-mi fac un drum spre inimile lor decât dacă le dau lor și puținul pe care îl am. Îmbrăcămintea mea, hrana mea, medicamentul meu, numai după ce au văzut la mine zilnic această purtare atât de neobișnuită acolo, timp de luni de zile între ei, abia apoi au început să se apropie unul câte unul și puțin câte puțin să asculte ceva de la mine despre Dumnezeu. Dar numai vreo 4 dintre toți s-au hotărât pentru Domnul și aceștia nu dintre cei cu păcatele cele mari. Dintre aceia nu s-au apropiat de Dumnezeu chiar nici unul. Aceștia sunt ca niște fiare care vin numai să le dai mâncarea, dar după aceea se depărtează imediat, devenind tot așa de împotrivitori ca și înainte. Văd bine aceasta, dar acum nu mai pot face altfel. Trebuie să fiu așa până la capăt. Și așa tot nu mai are să fie mult până la acest capăt. Poate că totuși se va mântui vreunul dintre ei. Iar dacă nu, cel puțin voi ști că mi-am făcut de plin datoria față de cugetul meu și față de sufletele lor înaintea Domnului meu Iisus Hristos. Simțeam tot mai mult că puterea mi se scurge din toate mădularele și din fiecare părticică a trupului ca apa dintr-un vas crăpat. Sufletul mi-l simțeam tare, dar trupul se sfârșea grăbit. Unii văzându-mă în starea asta îmi ziceau compătimitor: noi suntem vinovați, părinte, și merităm să fim închiși, dar pe dumneata, de ce te-a lăsat Dumnezeu dacă ești credincios ca să fii închis nevinovat? Și îi blestemau pe cei care m-au trimis aici. Nu blestemați, le-a răspuns. Dumnezeu a vrut ca eu să ajung aici. Nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Și pentru ce a vrut Dumnezeu să vii dumneata la închisoare? Uite, chiar și pentru dumneata, i-am zis odată unuia dintre care, la care tocmai îi dăduse în cămașa mea cea groasă, fiindcă tremura de frig, și mâncarea mea, pentru că eu posteam, iar el era unul dintre cei mai flămânzi totdeauna. Da, zise el, plecându-și ochii înlăcrimați, pentru mine da, fiindcă de mine până acum, afară de dumneata, n-a fost nimeni să mai aibă milă, numai dumneata ai avut, eu sunt singur pe lume. Acum să-L primești pe Domnul Iisus în inima dumitale ca să nu mai fii singur niciodată, i-am zis. Numai El rămâne pe totdeauna cu noi și ne poate ajuta oricând. El îți va mântui întâi sufletul din păcate, iar apoi îți va scăpa și trupul din închisoare. Să știi, răspunse El, că începe să se facă lumină și în viața mea. Într-adevăr, încă o dată, nu există un alt fel mai bun de a te apropia de oameni pentru a-i apropia de Dumnezeu decât dragostea jertfitoare a propriei tale vieți. Dacă poți să te lași tu flămând pe tine ca să le dai lor porția ta de mâncare, dacă poți să te lași tu să tremuri de frig pentru ca să le dai lor îmbrăcămintea ta, dacă poți să suferi tu durerea ca să le dai lor medicamentul tău, dacă poți să umbli tu nespălat ca să le dai lor săpunul tău, atunci da, atunci te poți apropia de ei. Eu pot să postez, pot să tremur, pot să sufăr, dar ei nu pot. Eu am pe cine să-mi ajute, eu am pentru ce să mă jertfesc, eu am pe cine să mă despăgubească, dar ei sărmane nu au, ei nu știu, ei nu pot. Atâta avut am acum și aici și atâta le dau liniștit pentru dragostea Hristosului meu și pentru mila de sufletele lor. Primesc eu moartea pe care mi-o văd venind grăbită spre mine, dar numai așa pot fi liniștit și voi putea privi odată în pace atât fața Domnului meu Iisus Hristos, cât și acum fețele lor. În mijlocul suferințelor oamenii n-au nevoie în primul rând de predicile noastre, ci de pâinea, de cămașa și de mângâierea noastră. Cele sufletești vin numai în urma celor trupești. Ce puțin credincioși știu bine acest adevăr mai înainte de a ajunge aici.
Îndată după ce am fost eliberat de la închisoare, a venit la mine un frate preot, care printre alte noutăți care credea el că mă interesează, mi-a spus bucuros și că s-au mai înființat în țara noastră vreo două episcopii noi, că s-au pictat frumos câteva biserici pe unde cunoșteam eu și că s-au mai ținut nu știu ce conferințe de orientare și altele de felul acesta. O, e frumos și asta, i-am zis eu cu tristețe. Dar dacă Hristos cel din închisoare și Hristos cel din spitale și Hristos cel din orfelinate, din azile, din casele de nebuni și Hristos cel din colibele de la periferiile orașelor rămâne flămând, rămâne gol, rămâne bolnav și nemângâiat, la ce folos sunt toate acestea, laudele, paradele și slujbele noastre? La judecata cea din urmă, Hristos cel drept nu ne va întreba în primul rând câte episcopii am înființat, câte case parohiale am zidit, câte conferințe am organizat, ci câtă suferință fizică și sufletească asemenilor noștri chinuiți am alinat. Iată-o, e plină lumea de la marginea orașelor și satelor de țigani care trăiesc în cea mai cruntă mizerie trupească și sufletească. Sunt pline spitalele, închisorile, azilele, orfelinatele, casele de nebuni, de oameni care trăiesc și mor fără Dumnezeu și fără ajutor. Câți patriarhi, câți mitropoliți, câți episcopi, câți preoți și predicatori oficiali se duc să ia oficial legătură cu conducerea acestor instituții și să organizeze acolo ceva pentru îmbunătățirea condițiilor de hrană și de viață a acelor oameni. Cine se duce să ofere acolo o parte din veniturile episcopiei sau comunității făcând aceasta în numele și în dragostea lui Hristos, în loc să se folosească acestea numai pentru cu totul altceva decât pentru ceea ce se cere, în primul rând, prin Cuvântul Sfânt. Dar iată că cei căzuți sufăr, în timp ce atâția predicatori și preoți și episcopi și mitropoliți și patriarhi trec pe lângă ei, legănându-se greoi în mașinile lor elegante și moi, nepăsători și distrați, spre interesele lor lumești sau confesionale. Și apoi să te mai miri de înfricășătoare osândă de la Matei 25, în care mulți dintre cei ce o predică nu mai cred, pentru că dacă ar crede-o, ar face ceva ca să nu ajungă acolo, la stânga lui Dumnezeu. Dar la întoarcerea mea, printre multe alte lucruri de mirare, am mai aflat și despre două fapte pe care în zilele acelea când s-au petrecut, mulți le-au pus în legătură una cu alta, și anume, când instanța de judecată a cerut episcopiei și protopopiatului să admită ca în caz de condamnare a mea să-mi execut pedeapsa la locul de muncă unde fusesem angajat, adică la protopopiatul Beiuș, aceste instituții au răspuns negativ, că nu mă primesc. Apoi îndată au hotărât desființarea postului meu ca să nu mai plătească nimic. Asta era între iunie și august 1982, în timpul când avusese loc judecata și arestarea mea. În zilele acelea, mai întâi s-a întâmplat că într-o duminică, chiar la începutul slujbei, în biserica parohiei noastre din satul meu, s-a prăbușit dintr-o dată marele candelabru de cristal din mijlocul bisericii, cu toate lumânările aprinse, sfărmându-se de dușul meu. Abia plecase de sub el cântărețul care citise apostolul, când cablul gros de oțel s-a rupt dintr-o dată și candelabrul a căzut îngrozind pe toți cei din biserică. Toți au văzut în asta un semn ceresc prevestitor de rău. La puțin timp după asta s-a stârnit o furtună puternică și vântul a rupt în două turnul bisericii din zid și din grinzi masive de stejar. Același vânt a rupt și tot atunci turnul bisericii din centrul Beiușului, unde slujea de obicei episcopul și protopop. După numai câteva săptămâni, pe la miezul unei nopți, sătenii parohiei noastre s-au trezit cu biserica în flăcări. Nimeni nu știe nici azi din ce a izbucnit focul care a ars apoi 3 zile și 3 nopți, fără să mai poată fi stins nici de pompieri și nici de ploaia care cădea atunci. Așa că nu s-a mai ales din toată frumusețea bisericii nimic.
ce rămăsese de la furtuna nimicit focul. Până și clopotele din turn s-au topit, așa puternic a fost focul pustiitor, n-a mai rămas decât o ruină afumată din biserica masivă construită în 1887 de mitropolitul Miron Romanul, care fusese originar din satul nostru. Mulți dintre cei ce au aflat despre aceste două fapte le-au pus îndurerați într-o strânsă legătură una cu alta, socotind pustirea celor două biserici ca un semn de la Dumnezeu pentru prigonirea și nedreptatea care ni se făcuse nouă. Eu nu spun nici da, nici nu. Singur Domnul Dumnezeu, care le vede și le judecă pe toate, știe adevărul cu privire la acest lucru. Și le amintesc aici doar ca pe niște întâmplări neobișnuite, care poate au în ele niște învățăminte de care e bine să țină cineva seamă. Ce dulce mângâiere îmi dă gândul că în timp ce noi ne topim aici în slujba Domnului, afară toți frații noștri din lumea întreagă stau înaintea Dumnezeului nostru cu lacrimi și post, rugându-se pentru noi și pentru toți cei care mai sufăr ca și noi în închisori pentru cuvântul și pentru dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta nu este numai pentru noi un prilej de mângâiere, ci și unul de mare bucurie pentru Dumnezeu Tatăl nostru cel Ceresc. În multe privințe sunt dezbinați azi toți copiii lui Dumnezeu din lume, iar dacă măcar în privința rugăciunii pentru noi cei închiși ei sunt uniți, atunci aceasta este o mare bucurie pentru el și pentru îngerii lui. Iată un adevăr care ne face să binecuvântăm numele Domnului și să-i mulțumim pentru asta și să ne rugăm pentru unirea tuturor fraților și în toate celelalte privințe în care încă nu sunt uniți. Cine își poate apropia genunchii, își va putea apropia și inima de frați. Calea unirii în rugăciune este singura cale și înspre unirea în credință și în dragoste. O, dacă am folosit mai mult rugăciunea împreună cu frații, ce repede și dulce s-ar putea ajunge și la părtășia armonioasă cu ei. Acesta este încă un adevăr și un învățământ pe care l-am tras din suferința noastră. Scumpii noștri frați și surori din toate adunările, din toate limbile și din toate țările lumii, care știm că ați luat parte la rugăciunile, la ostenirile și la jertfele pentru noi, în numele și în dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, vă mulțumim. Prin rugăciunile și prin jertfele voastre, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a izbăvit atât de minunat. Datorită acelor rugăciuni și jertfe, am fost salvați de la moartea care ne era pregătită. Suntem deplin încredințați de asta, mai ales noi cei bătrâni și bolnavi, care n-am fi putut rezista până la împlinirea termenului ce ne era pus, nici până la jumătatea lui. Am văzut-o și mai bine asta când lațul s-a rupt și noi am scăpat, în regretul neputincios al celor de la care scăpasem, că planul lor nu le reușise, și în amenințarea lor că data viitoare nu va mai fi așa. O, data viitoare, dacă va mai veni, va fi și ea tot în mâinile puternice al lui Dumnezeu. În aceste mâini sunt și ei, cei care cred că noi suntem în mâinile lor. Bucurându-ne cu toții că Dumnezeu ne-a împlinit și de data aceasta rugăciunile noastre ale celor de o parte și de cealaltă a zidurilor, să-i mulțumim neîncetat lui care ne-a ascultat, și să nu încetăm a ne ruga și mai departe pentru cei ce încă n-au ieșit în lumina libertății, ajutându-i cu tot ce putem și noi, simțind cu ei ca și cum noi înșine am fi acolo. Dacă suferim împreună cu Hristos și cu ai Lui, vom și împărăți cândva împreună cu El și cu ei. O, ce adevăr strălucit și minunat este acesta! Slăvit să fie Domnul Cel care nu v-a lăsat pe voi să fiți nepăsători față de noi, El să nu ne lase să fim nici noi nepăsători niciodată față de alții. Încă un adevăr, încă un învățământ. Poate că este ceva cam îngust și cam firesc în altă bucurie pe care iarăși o simt, și anume în aceea că numele familiei mele duhovnicești, numele oastei Domnului este acum vestit în lumea întreagă din pricina suferințelor unora dintre fiii ei, pentru numele și pentru cuvântul Domnului nostru Iisus.
fiind privit acum de toată mulțimea mondială a creștinilor cu dragoste și cu respect, ca o lucrare vie și rodnică, ce poate aduce o jertfă plăcută și bucuroasă lui Dumnezeu. Bucuria noastră este recunoscătoare Domnului, că dacă numele acestei sfinte lucrări a fost pe nedrept hulit din pricina faptelor nedemne ale unora dintre cei neascultători din sânul ei, acum ea este totuși cinstită prin alții. Mulțumim Domnului și Mântuitorului nostru că El îi face astfel dreptate memoriei părintelui nostru sufletesc Iosif Trifa, care ne-a învățat și ne-a crescut în acest duc de jertfă și de dăruire pentru Hristos. El ne-a învățat aceasta prin toată pilda și jertfa vieții Lui pentru Iisus. Decretul de grațiere care a fost publicat la sfârșitul anului 1982 era mijlocul văzut prin care se aducea la îndeplinire hotărârea cea nevăzută dată mai dinainte de către voia Dumnezeului nostru pentru noi și pentru mulți alții împreună cu noi. Desigur, Domnul și Dumnezeul nostru ne-ar fi putut izbăvi și fără acest decret, dar El așa lucrează minunile Lui încât ele par ale întâmplărilor. Par să fie acte normale venite prin voia oamenilor sau ale întâmplărilor, dar ele sunt voia lui Dumnezeu și minunile Lui. Voia Domnului a fost ca împreună cu noi să iasă cât mai mulți. După cum la învierea Domnului Iisus au mai fost mulți sfinți care au înviat și au ieșit și ei din mormintele lor odată cu El, cum scrie la Matei 27, 52, 53, dar n-au ieșit din morminte decât după învierea Lui. Binecuvântat să fie Domnul care face ca marile bucurii să le guste cât mai mulți, nu numai cât mai puțini. Dar eu ieșisem din închisoarea aceasta, cum s-ar zice, cu un ochi râzând și cu unul plângând. Mă bucuram de cei ce se eliberau, dar sufeream din pricina celor ce rămâneau acolo și pentru care acest decret nu adusese chiar nicio rază de bucurie. Acest decret nu ierta nimic celor recidiviști și celor cu condamnări mai mari. Ce bine ar fi fost dacă El ar fi prevăzut măcar o cât de mică reducere și pentru aceștia, să vadă și ei că totuși nu sunt lepădați de tot ca niște zdrențe netrebnice. Dar așa, cum vor mai fi ei față de societatea aceasta care i-a uitat total, chiar dacă vreodată vor mai ieși de aici? Aceasta ar fi însemnat să condamni fapta, dar să cauți să salvezi omul. Adevărul acesta m-a dus cu gândul la celălalt adevăr, la soarta celor care vor rămâne în întunericul veșnic după ce eliberații lui Hristos vor merge în slava veșnică. Ce despărțiri sfârșitoare vor fi atunci, ce plâns amar și ce scrâșnire a dinților, ce topirea ochilor, ce sfârșierea inimii, ce urlete ale durerilor. O, Dumnezeule ale îndurării veșnice, mai îngădui o vreme de har și mai trimite un duh de pocăință peste omenirea aceasta, pentru ca nici această generație din urmă să nu piară de tot, ci să vină toată și ea la mântuirea ta și numai apoi să vină sfârșitul. Îndată după eliberarea mea din 7 ianuarie, Domnul mi-a făcut bucuria să-i revăd și pe ceilalți frați care fuseseră condamnați și ei odată cu mine. Toți mi-au mărturisit cu lacrimi de bucurie cât de minunat le-a purtat de grijă acolo și lor Domnul, ocrotitorul nostru iubit. Înștiințarea pe care mi-o făcuse Duhul Domnului în 23 noiembrie, iată ce frumos se împlinea în ziua numelui sfânt al prorocului Ioan Botezătorul Domnului. Slavă veșnică numelui sfânt al Dumnezeului nostru, care ne dovedește de fiecare dată nu numai cât de puternic, dar și cât de credincios este El făgăduințelor sale față de noi totdeauna, și mai ales în ziua necazului. O, câtă încredere putem avea noi, în orice vreme, în cuvântul Său și în puterea Lui! Frații noștri iubiți și scumpele noastre surori, care veți mai ajunge voi sau ai voștri vreodată în astfel de stări și veți primi harul de a suferi pentru Domnul, vă rog și vă adeveresc,
Nu vă îngrijorați nici de cum și nu vă temeți niciodată de nimic, ci bizuiți-vă nemărginit pe dulcele și puternicul nostru Mântuitor și pe tot cuvântul făgăduințelor Lui. Nu vă temeți nici de tirani, nici de foame, nici de moarte, căci Domnul nu vă va lăsa în puterea acestora, ci mâna Lui vă va ocroti și o va ține cu viață în mijlocul tuturor acestora, până la ziua când este hotărâtă izbăvirea voastră fericită, pentru că acela care a hotărât data intrării, a hotărât și odată cu ea și data ieșirii. Dar aceasta nu ne-o arată El întotdeauna, deși uneori ne-a arătat-o, pentru ca să ne vizuim întru totul și mai dinainte pe puterea și pe iubirea Lui. Dar El, puternicul nostru Mântuitor Iisus Hristos, va fi și cu voi cum a fost cu noi și cu toți ai Lui în orice vreme și în orice loc. Și veți ajunge și voi eliberarea cu bucurie, fiți siguri de asta. Iar până atunci, prin toate zilele și nopțile încercării de acolo, El va fi în cuptorul de foc alături cu voi, mângâindu-vă cu înștiințările de mai înainte despre binefacerea Lui mai din urmă, ca rod și ca răsplată a răbdării voastre împreună cu El. Încă o dată, deci, nu vă temeți. Făgăduința Lui dulce, iată, eu sunt cu voi ca să vă scap, Ieremia 1.8, Matei 28.20, este întru totul adevărată și totdeauna împlinită, chiar așa cum ne este spusă, slavă veșnică Lui. Și acum să ascultăm încă o cântare frumoasă spre slava lui Dumnezeu. Am aflat cu aceeași bucurie că Domnul le purtase și alor noștri de grijă în chip tot așa de minunat ca și nouă, prin dragostea Lui și prin dragostea celora care din dragostea pentru Iisus ne-au ajutat și pe noi. O, voi binefăcătorii noștri și ai noștri, Dumnezeul binefacerilor să vă răsplătească tot binele care ni l-ați făcut în numele Lui, cu toate binefacerile sale pământești și cerești. Recunoscători, cu cât ne-ați fost mai necunoscuți înainte, și ați făcut aceste binefaceri mai în ascuns. Tatăl cel ceresc, care a îngrijit ca fiul său în săptămâna patimilor sale să aibă la vremea de nevoie pe un Simeon Cirineanul, pe o Maria Magdalena, pe o Veronica sau pe un Iosif din Arimatea, spre a împlini ceea ce nimeni alții nu puteau, a avut grijă și de noi și de ai noștri în calvarul nostru, ajutându-ne prin voi. El să facă neuitate în veșnicie numele și faptele voastre, cum le-a făcut neuitate pe ale acelora, și în ziua răsplătirii să vă mărturisească înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui, cum i-a mărturisit și pe ei. La mai puțin de o lună după eliberarea noastră, alte vești grele primeam din diferite părți amenințărilor. Unor frați li s-au făcut percheziții, luându-li se tot ce se aflau la ei, cărțile de cântări, casetofoane, benzi, unelte de scris. Alții, găsiți la adunare, erau amendați la rând cu sume mari și cu foarte mari. Chiar și cei care erau 2-4 dintr-o casă erau amendați fiecare în parte, cum a fost la Bogdănești, și tot ce s-a aflat asupra lor confiscat, Biblii, cărți, cântări, caiete scrise de mână, tot. Alții au fost chemați la autorități și puși să dea declarații scrise că nu se vor mai aduna și să se roage, cum a fost la Rediu și la Malul Alb. În alte locuri unii frați au fost loviți și bătuți, cum a fost și la Ogești. Pe ziua de 3 februarie, ziarul central din București, Scânteia Tineretului, unul dintre cele 3 mari și mai importante ziare din țară, publica împotriva noastră cel mai furios și mai neadevărat dintre toate articolele anticreștine din campania susținută, care acum este dusă împotriva lui Dumnezeu și în chip deosebit și împotriva noastră. Redăm mai jos în întregime acest articol pentru a rămâne pe totdeauna ca o dovadă aurii cu care suntem priviți din partea lumii. Și cu cât nedreptatea și minciuna se luptă împotriva noastră mai greu, cu atâta Dumnezeu va avea grijă mai multă de noi. Cuvântul acestui ziar este inspirat de conducerea centrală și prin el se vede limpede că noi suntem priviți
cu o ură mai mare decât oricare dintre ceilalți credincioși din țară, împotriva cărora au mai scris aceste ziare, dar față de noi, dar față de niciunii nu s-au exprimat în termeni chiar atât de veninoși. Iată textul articolului amintit din ziarul Scânteia Tineritului din 3 februarie 1983. Mercenarii fanatismului, procesul întunericului. Nu de mult un post de radio occidental cu pretenții de seriozitate și respect față de calitatea informației a făcut mare tapaj pe tema persecuției religioase din România, la care este supus un oarecare Traian Dorz, cunoscut poet religios, care, vezi, Doamne, este maltratat de autorități, împreună cu alți membri ai grupării SIC, Oastea Domnului. La rândul ei, publicația Servis Ortodox de Pres își informa în luna noiembrie 1982 cititorii că, auziți, credincioșii români membri ai Mișcării Evanghelice Ortodoxe Oastea Domnului, cu semnele întrebării, au fost aretați și condamnați. Normal, de ambele dăți nu s-au citat, nu s-a ezitat să se citeze cusurile și tobe încălcarea drepturilor și libertăților de credință de către regimul de la București. Ceea ce au fost însă silite să recunoască ambele surse au fost motivele pentru care Traian Dorz împreună cu alți ciraci ai săi au fost chipurile persecutați, și anume pentru distribuire de literatură religioasă în scopuri diversioniste. Literatură care face apologia ideologiei fasciste, înscriindu-se într-o strategie mai amplă a unor cercuri ultra-reacționare, capitaliste și de infiltrare și propagare în țara noastră a unor orientări politice și sociale anti-umaniste și antisocialiste. În fine, sursele menționate uită să facă o precizare de fond, și anume că prin trecutul ei jalnic, degradant, secta auto-intitulată Oastea Domnului s-a scos singură în afara legilor noastre și că ea încalcă în mod flagrant principiile fundamentale care reglementează libertatea de credință în România socialistă. Dar pentru a fi mai bine înțeleși, va trebui să precizăm de la bun început care este istoria, care sunt obiectivele, care sunt tendințele acestei mișcări auto-intitulate ca religioasă, dar care nu are nimic comun cu pretinsa cuvioșenie, cumpătare și cinste pe care le proclamă zgomotos. E bine astfel de știut sau de reamintit faptul că Oastea Domnului a fost înființată în anul 1923 în Transilvania de preotul ortodox Viorel, alias Valerian Iosif Trifa, unchi al insului de trist renume, care este Viorel Trifa, expulzat din SUA în 1982, deoarece a ascuns autorităților de acolo trecutul său fascist infamant, de unde se vede că așchia nu sare niciodată departe de unchi. Intenția inițială a fost propagarea noirilor religioase în această parte a țării, curând însă mișcarea s-a îndepărtat de la scopurile inițiale și a intrat în conflict deschis cu ierarhia ortodoxă română. Însuși, unul dintre întemeietorii grupării, fostul mitropolit al Sibiului Nicolae Bălan, se simte obligat să demaște tendințele anarhiste și fanatice ale Oastei Domnului și astfel are loc o schismă, o sciziune de pe urma căreia Iosif Trifa și adepții săi se îndreaptă fățiși pe legionarism, aspect reflectat în primul rând prin practicile de cult tot mai evident obscurantiste și anti-umaniste. Ulterior, după 1944, când Trifa era deja mort și Traian Dorz și-a asumat sarcina de a fi mentor spiritual al grupării, ideologiei legionarizante și se adaugă un anticomunism virulent, iar Dorz împreună cu alți fanatici precum Nicolae Moldovan, Alexandru Popa și alții încearcă să dea o nouă orientare unor teze din doctrina religioasă ortodoxă, ceea ce face ca prin decizia numărul 98 pe 1949, Biserica Ortodoxă Română să scoată Oastea Domnului în afara legilor canonice și să interzică preoților ortodoxi să oblăduiască în biserici activități specifice acestei grupări.
În urma acestei măsuri și datorită faptului că legea cultelor nu acordase grupării statut legal de ființare, adepții fanatici ai oasei Domnului au căutat să-și continue în mod clandestin activitatea nocivă, secta devenind în același timp un loc de refugiu pentru fel de fel de elemente declasate. Iată deci că Traian Dors și acoliții lui sunt departe de a fi niște victime nevinovate, așa cum pretind oficinele de propagandă dușmănoasă menționate, întreaga lor activitate recomandându-i ca pe niște mercenari în slujba unor cauze compromise de plin și definitiv. Pentru a înlătura eventuale dubii sau observația că ne referim la vremuri revolute, să vedem cum se prezintă în zilele noastre cei care cu emfază și insolență se proclamă ostașii Domnului. Să notăm mai întâi că în încercările lor fățișe tot mai insistente în ultimul timp de a produce o diversiune politico-ideologică în țările socialiste, cercurile ultra-reacționare din Occident mizează tocmai pe existența unor elemente cu profil moral descompus de teapa ostașilor Domnului, pe care se străduiesc să le organizeze în activități îndreptate împotriva autorității statului și a legilor. La rândul lor, astfel de elemente se văd încurajate într-un mod nesperat de atâta de atenția rău intenționată ce li se acordă în străinătate și încearcă să urmeze în tocmai sfaturile ce li se dau, mai ales prin intermediul unui anumit post de radio, folosindu-se de sprijinul moral și material pe care îl primesc în acest scop.